Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Mădălina Neacșu și vă invit la o nouă ediție din Sinteza Agrostrategică. În această seară îl am alături de mine pe domnul Flavius Cabamaria, expert în problematica Orientului Mijlociu. Bună seara, domnule Flavius! Bună seara și bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag, nu întâmplător v-am invitat pentru că mi-am propus să vorbim în această seară despre impactul GDPR asupra mediului de afaceri din România cu precădere asupra sectorului agroalimentar, având în vedere că Uniunea Europeană este cea mai mare putere comercială din lume și totodată cel mai mare exportator de produse și servicii la nivel mondial, dar și o mare piață de import pentru peste 100 de țări. Cum vedeți impactul GDPR și unde ar trebui să ne facem temele până pe 25 mai 2018? Deci, odată cu publicarea Regulamentului General de Protecție a Datelor, despre acesta vreau GDPR-ul, cu 2 ani în urmă, în aprilie 2016, fiind un pachet legislativ promovat de Parlamentul Uniunii Europene, s-a avut în vedere acordarea unei protecții mai mari a cetățeanului european, inclusiv în mediul de afaceri, cu precădere în relația cu angajatorul. Relația angajat-angajator, inclusiv vorbind despre toate statele din Uniunea Europeană. Acum particularizăm și mediul din România, pentru că fiind incluși în toată schema Uniunii Europene, trebuie evidențiat primul fapt. Acest regulament va avea o aplicabilitate directă, fapt pentru că nu trebuie să fie transpus într-o lege organică internă pentru a-și produce efectele. Trebuie evidențiat faptul că, conform termenelor stabilite, începând cu 25 mai 2018, ar trebui să înceapă să intre în vigoare. Cu mențiunea că se va abroga directiva 95/46 și că vom abroga inclusiv legea internă 677/2001 și nu va mai fi nevoie să notificăm autoritatea cu supravegherea datelor cu caracter personal doar în situații de incidențe de securitate. Aș dori puțin să ducem subiectul și către partea comercială, transferul de date cu caracter personal la nivel internațional cu precădere Orientul Mijlociu și cum se va reconfigura această paradigmă agrocomercială în contextul în care portabilitatea datelor și consimțământul angajatului față de date cu caracter personal și geolocalizare sunt foarte importante. Da, bun. Odată, mergând, continuând ideea anterioară, vor exista cel puțin două paliere diferite, două dimensiuni care vor intra într-o interdisciplinaritate, într-o interoperabilitate, și anume partea de IT, în care cei care sunt specialiști în problema de tehnologia informației, și partea juridică, va trebui să conlucreze undeva pentru a găsi soluțiile importante pentru acest sector, fapt care, în relaționarea cu alte, și acum, alte zone sau alte puteri economice mondiale, presupune o nouă paradigmă în abordarea relațiilor, așa zis, comerciale. În ceea ce privește, ați menționat Orientul Mijlociu, da, mă voi referi și la Orientul Mijlociu. Pe lângă Orientul Mijlociu există și ceilalți mari actori internaționali din punct de vedere economic în lume. Puterea economică mondială până acum a lumii este sunt Statele Unite ale Americii, iar în a doua, în creștere, China. Iar ca zonă de investiții există două mari zone de investiții pe lângă cele două state pe care am vorbit, și anume Orientul Mijlociu și Africa, ca zone extinse. Bun, particularizând în relaționarea pe Orientul Mijlociu, acesta, unele lucruri vor fi schimbate conform acestei directive, dar trebuie avut în vedere odată. Regulamentul prevede doar aplicabilitatea asupra cetățenilor Uniunii Europene. Atât timp cât vom derula afaceri cu entități din afara spațiului Uniunii Europene, modul de raportare va fi în special conform cerințelor locale specifice fiecarei zone de aplicabilitate. În momentul când entitățile respective, de ce vorbesc entități? Entități putând fi atât persoane,
fizice, cât și persoane juridice care relaționează cu statele Uniunii Europene, da, atunci pe teritoriul Uniunii Europene vom putea și se va aplica acest regulament privind protecția datelor angajaților. Ați amintit de China. Noi știm foarte bine că în momentul de față China abordează o economie liberă sau non-liberă. Cum se va raporta la GDPR? Ce state vor fi afectate, având în vedere că Germania exportă foarte mult către China? Da, odată, relaționarea Chinei cu celelalte state ale lumii, adică aici vorbim cu entități precum Uniunea Europeană, cum suntem noi, Statele Unite, precum și modul în care își abordează noile piețe economice. Da, China a devenit, sau putem zice, prin liderul actual de la Beijing, Xi Jinping, acesta este considerat ca fiind cel mai mare sau cel mai puternic lider actual prin prezentarea strategiei Chinei în octombrie anul trecut, în care se dorește astfel încât într-o anumită perioadă de timp, probabil în jurul anului 2030, să devină prima putere economică mondială. De asemenea, China va aborda economic acest spațiu prin inițiativa Belt and Road. Această inițiativă în care partea chineză investește foarte mulți bani, adică e vorba de trilioane de euro sau dolari, depinde cum ne raportăm, dar oricum cel puțin 3 trilioane sunt alocați. Dispune de un capital imens de valută foarte mare, ceea ce îi presupune această raportare și de a juca economic. Bun, în ceea ce privește acest regulament, e clar, în relația cu Uniunea Europeană, unele state, în Uniunea Europeană sunt cam 2-3 abordări în relaționarea cu China. Odată este inițiativa 16+1, o inițiativă a statelor central și este europene, fapt care se suprapune undeva și este complementară, uneori chiar inclusă în inițiativa Belt and Road, fiind a doua abordare, a doua dimensiune, iar a treia dimensiune este relaționarea directă cu marile puteri ale Uniunii Europene, respective Europa, vorbind de aici vorbind de Germania, Franța, dar vorbim în același timp și de Marea Britanie, care va, după Brexit, va avea piața, va aborda piața în mod independent față de Uniunea Europeană. Deci, puterile mari din Europa tratează direct cu China. Astfel, China, datorită sistemului în care, cum își desfășoară economia, unde de unele state a fost acuzată că nu este o economie tocmai liberă. Dar aceasta sunt diferite opinii. Oricum, în ultima perioadă, partea americană, în care, chiar dacă au existat schimburi la nivel vizite la nivel de lideri, Statele Unite undeva joacă pe cont propriu, cum a spus și așa este, la nivel mondial din punct de vedere economic, datorită noii politici a președintelui Trump. Make America Great Again, adică ceea ce un fel de concentrare masivă asupra sectorului atunci, american. Cum ar trebui să se reconfigureze România, implicit Uniunea Europeană, în contextul în care Statele Unite ale Americii joacă pe cont propriu, în contextul în care comerțul este mai mult online și în următoarea perioadă statisticile arată că schimburile comerciale se fac mai mult online și în contextul GDPR-ului? Da, contextul GDPR-ului, acesta este consider totuși că este foarte bun, în special pentru cetățenii, cum a fost și stabilit, pentru cetățenii Uniunii Europene. Asigură o confidențialitate a datelor personale, o încredere a angajatorului sau o sporire a protecției vieții intime a angajatorului. Trebuie văzut exact ceea ce s-a întâmplat cu ceva zile în urmă, și anume scandalul Cambridge Analytica, unde Facebook a utilizat conturile peste 50 de milioane de utilizatori pentru a fi folosite a fost pe campania electorală, dar în diferite campanii electorale, inclusiv pentru Statele Unite, cum a fost, dar în același mod se poate fi folosit și în zona economică. Adică datele personale ale economică. Dacă vorbim de agricultură, schimburile agrocomerciale. Cum vede securizarea datelor cu caracter personal și unde ar trebui România să securizeze anumite fluxuri informaționale? Da. Cei care sunt implicați din sectorul agroalimentar din România vor trebui și ei să fie foarte conștienți că acest regulament nu se aplică doar acelor firme
stricto comerciale de servicii, IT sau, pentru că după cum sună caracterul de protecție a datelor, regulament general de protecție a datelor, așa, pentru multă lume transmite ideea că se va aplica doar anumitui sector de afaceri. Nu, se aplică inclusiv sectorului agricol și inclusiv trebuie văzut asociațiilor din sectorul agricol. Inclusiv asociațiile, ONG-urile, vor fi impactate de acest regulament, care trebuie luat în considerare și să se asigure această protecție a angajatorului de confidențialitate a datelor. Adică o utilizarea de parole și criptare a datelor angajatorilor, a angajaților, plus capacitatea de recuperare a datelor foarte în cazul în care se creează un incident de securitate. Aici vorbim de cyber... consimțământ. Da. Va trebui ca fiecare angajator cu angajat să semneze un anumit consimțământ, și anume privind utilizarea datelor cu caracter personal al fiecărei persoane. Aici vine dreptul angajatului de a fi uitat, așa zis. Adică în momentul când pleacă dintr-o anumită firmă agroalimentară, poate solicita în perioada de 3 ani datele lui să fie, dacă nu le face angajator, datele lui să fie șterse. Adică el să fie uitat din toată baza de date a angajatorului. Am putea vorbi despre apariția unei noi ferme, o supradimensionare, o fermă digitală raportată la GDPR cu noi principii de securitate. Da, dumneavoastră, inclusiv la întrebarea anterioară ați menționat această, ați pus accentul pe tehnologizare. Într-adevăr, acesta va fi undeva viitorul. Probabil nu neapărat România să fie pregătită în perioada imediat următoare, dar marile puteri economice mondiale pe așa ceva își concentrează activitatea. Am dat exemplu Chinei. China, prin proiectele sale strategice de lungă durată, va implementa și va implementa proiecte și va investi foarte mult în robotizare, inteligență artificială și digitalizare. În acest context trebuie să vă făcând o paralelă cu Uniunea Europeană-China, să evidențiez faptul că România în prezent este printre ultimele state din Uniunea Europeană privind digitalizarea. Aici trebuie făcută diferența față de utilizatorii de internet și digitalizare a proiectelor și a componentelor. Care ar fi efectele scenariului pesimist dacă România nu va reuși să se alinieze cât mai repede acestui regulament și să respecte principiile prin aplicarea lor? Acum, nu vreau să fiu, să zic, sau pesimist. Sau nu se poate vorbi... Nu, cu soluții. Ce se întâmplă Exact. Nu se poate vorbi de un pesimist, nu se poate vorbi de o lipsă de optimism. De ce? Exact ca și în cazul în care România adera la Uniunea Europeană. În cazul în care România este implicată în mai multe proiecte ale Uniunii Europene, se va adapta la noile cerințe, dar probabil la început va exista o perioadă aceasta de tranziție, de învățământ al firmelor românești, modul de aplicare acestui... De formare. Da, cu siguranță. Sunt foarte firme de nivelul mic și mijlociu care nu au cunoștințe, nu s-au confruntat cu astfel de probleme ale digitalizării, fapt pentru care vor avea nevoie de workshop-uri, cum am spus, sau nu neapărat de consultanță. Probabil acest cuvânt consultanță, dar în realitate aceasta e consultanța. Da, totuși acest regulament a fost dat public pe 25.05.2016, unde fiecare stat membru a avut la dispoziție 2 ani de zile pentru a se pune în conformitate. Da. Și iată că ne aflăm în zorii GDPR-ului, da? Mai avem foarte puțin, o lună de zile aproximativ, în care efectiv trebuie să parcurgem toate etapele de punere în conformitate, să fim informați și totodată să avem DPO-ul, adică Data Protection Officer, da? Tocmai pentru a manageria eficient posibile incidente de securitate. Da, bun. Aici intervin în tot acest proces pe care l-ați menționat dumneavoastră,
În 2016 România a avut, în România au avut loc acele alegeri parlamentare conducând la schimbarea guvernului. Toate această tranzacție de schimbare la nivel guvernamental a avut și un impact asupra implementării acestui regulament, dar actualmente devenind foarte apropiat termenul de implementare, mai sunt 3 luni până la implementare, după care trebuie văzut, sunt vreo aproximativ 4 luni în care vor trebui adoptate anumite normative, va trebui o ajustare. Chiar dacă intră efectiv pe data de 25 mai, dar nu putem spune chiar în totalitate, da, pe 26 mai primul control nu există. Deci da. Considerați că totuși Uniunea Europeană ar trebui să dea posibilitatea fiecărui stat membru să se adapteze noului regulament și să se dea un termen pentru asimilarea acestei noutăți în materie de securitate. Da, va trebui să existe undeva pentru fiecare stat, probabil. Nu e neapărat pentru fiecare stat în parte, dar va trebui să existe un anumit termen general, cum am zis, 4 luni de zile pentru o armonizare a implementării regulamentului. Oricum, este o necesitate actualmente acest regulament, chiar dacă majoritatea probabil nu conștientizează importanța lui, dar e foarte important astfel că datele personale ale fiecărei datele personale să fie protejate, a nu mai fi utilizate de angajator sau de alte firme în diferite scopuri comerciale în special. Un incident de securitate privind GDPR-ul ar fi scurgerea de informații. Da. Ce s-ar întâmpla în situația în care România s-ar confrunta cu o scurgere de informații vis-a-vis de angajații din sectorul agroalimentar, de zilieri, de date contractuale, la contractele de arendă? Cum vedeți lucrul acesta în lipsa unui management eficient? Bun. Acum nu putem vorbi ceea ce a spus dumneavoastră de România ca stat. Nu România e responsabilă, ci firma respectivă va fi responsabilă pentru fiecare chestiune. Într-adevăr, aceasta va fi cea mai mare provocare și ați menționat extraordinar acest element. De ce crește potențialul de atacuri pe linia cibernetică? Iar componenta de cyber security, de protecție, de luptă împotriva astfel de atacuri, va trebui să crească pentru fiecare. Dacă până acum o entitate, vorbesc entitate, cum am zis, ori persoană, ori hacker, sau depinde cum vrem să-l numim, reușea să pătrundă în sistemul unei firme, să extragă baza de date, el avea diferite opțiuni. Adică să-i solicite persoane, firme respective, anumite răscumpărări economice ca să nu dea în bileag acele date în presă. Bun. Unde firma avea următoarea opțiune? Mai mult sau mai puțin afirmând că eu am un backup, nu mă interesează datele pe care le-ai luat pentru că eu am un backup-ul meu. Am și eu datele acelea. Poți să le iei, să le faci ce vrei, poți să le dai mai departe, treaba ta, eu am backup-ul. Dacă le dai în presă, în ceea ce privește am creat o imagine negativă. Într-adevăr, afecta mai mult sau mai puțin dacă ai imagine negativă, dar pe un sector totuși limitat. Dar în prezent, unde este impactul? Este și un impact economic. Exact. Și anume, e vorba de acele sancțiuni. Adică un incident de securitate pe astfel de pierdere a datelor cu caracter personal ale angajaților va trebui raportat într-o perioadă de 72 de ore normal. De până la 78 de ore. Da, până la 72 de ore. Fapt pentru care cei care reușesc să pătrundă în baza de date, acum pe lângă acele răscumpărări, să zic așa, mâncare era că va lovi în imaginea companiei respective, acum pot să ceară acele răscumpărări economice chiar reale. De ce? Exact. Pentru că sancțiunea în care zice, noi vom da publicității datele cu caracter personal, fapt pentru care tu ca companie vei fi pus într-o poziție dificilă și ți se vor aplica acele sancțiuni, și anume sancțiuni care nu sunt sancțiuni stabilite de regulament, care nu sunt tocmai foarte mici, și anume 4% din cifra de afaceri. Că atunci ne-am putea confrunta cu închiderea unor companii românești în contextul unei insecurități. Da. Deci în contextul unei insecurități, asta va fi o mare provocare. Probabil în perioada imediat următoare, multe firme nu conștientizează acest. Și până nu se va întâmpla efectiv cu o firmă, cu două sau cu așa ceva, dar va fi realmente o provocare, și anume această protecție a datelor cu caracter personal ale angajaților. Iar dumneavoastră ați menționat foarte bine de Data Protection Officer, adică ofițer de protecție a datelor în limbajul nostru
din România. Vorbim strict pentru ferme, pentru sectorul agroalimentar. Dar vor fermele sau sectorul agroalimentar, cele care au peste 250 de angajați, va trebui să incorporeze un astfel de, în structura proprie, va trebui să incorporeze un astfel de, o astfel de persoană responsabilă. Sau să externalizeze serviciul. În principiu, legea zice undeva că dacă ai peste 250 de angajați, ar trebui să-l ai pe al tău. Și care să fie în legătură directă cu președintele sau cu directorul firmei respective. Nu să fie subordonat. Adică trebuie să existe o independență în interiorul firmei pentru a face, așa zis, auditul sistemelor informatice ale firmei respective. Și juridice și implementarea propriu-zisă a regulamentului și menținerea standardului. Iar celelalte firme, respectiv asociații din domeniul agroalimentar din România, vor trebui să externalizeze acest serviciu și să aibă astfel de persoane care să realizeze acest control al securității datelor cu caracter personal. Deci, la nivelul, trebuie evidențiat că la nivelul al României, responsabil va fi Autoritatea Națională de Supraveghere de Protecție a Datelor cu caracter personal, ANSPDCP, va fi responsabilă, deci va trebui să știe cum să conlucreze, inclusiv cu autoritatea. Deci... Da, o conlucrare, am putea spune, redimensionată, pentru că nu mai este nevoie să notificăm autoritatea, conform regulamentului, doar în situația unui incident de securitate. Da. În acele maxim 72 de ore. Aș dori să vorbim puțin despre, dacă considerați că acest GDPR este o problemă de business critică, de agrobusiness critică, pentru că ne referim la sectorul agroalimentar, și totodată să discutăm despre ce soluții ar trebui să venim pentru a garanta transparența și transabilitatea în lanțul alimentar prin raportare la celelalte state, membre ale Uniunii Europene, dar și non-europene. Deci există într-adevăr această provocare imediată a companiilor românești din sectorul agroalimentar, provocarea pe tehnologia informației, unde va trebui imediat să-și implementeze foarte riguros tot sistemul informatizat și să securizeze baza de date. Aceasta reprezintă o provocare, dacă nu, ceea ce am discutat și anterior, ar putea ajunge, adică să intre în faliment. Ar putea intra în faliment. Asta va... pentru a evita, bineînțeles, pe lângă chestiile cu caracter personal, va fi afectat comerțul online, unde va fi foarte, foarte drastică, peste tot va fi aplicat regulamentul, dar va trebui acordat o atenție deosebită comerțului online, cei care comercializează online, pentru că acolo există posibilitatea fraudării sau intervenției pentru a extrage datele cu caracter personal ale clienților cu care se corespondează. Deci, acolo va fi clar afectat și știm că există comerț online cu produse agroalimentare. Flavius, chiar te invit pe 17 aprilie la Camera de Comerț și Industria României pentru că AgroIntelligence împreună cu AgroTV și cu Camera de Comerț inițiem o conferință foarte mare pe sectorul agroalimentar față în față cu reacțiunea GDPR. Prin urmare, aș dori să discutăm și despre această conferință, dar și despre comerțul online în a doua parte a ediției. Prin urmare, te invit la o mică pauză. Revenim!